Sacii cu voturi au fost aduși încă de seara trecută de la judecătoria Târgu Jiu-Cărbunești, unde au fost depuși după primul tur al alegerilor prezidențiale la biroul electoral județean. Aici au fost chemați inclusiv angajații ai prefecturii Gorj pentru a sprijini procesul electoral. Da, într-adevăr, urmarea deciziei Curții Constituționale și ulterior deciziei Biroul Electoral Central, buletinele de vot de la alegerile prezidențiale au fost readuse la Biroul Electoral Județean de la judecătoria Cărbunești, acolo unde fuseseră depozitate. În această dimineață a început verificarea și renumărarea tuturor buletinilor de vot valabile și buletinilor de vot nule de la alegerile din 24 noiembrie 2024, turul întâi al alegerilor prezidențiale. Peste 50 de persoane au fost angrenate în procesul electoral, iar prefectul județului Gorj speră să termine de numărat în seara aceasta. Sunt verificate toate secțiile din județ, cele 334 de secții. Personalul angrenat în renumărarea acestor voturi sunt membrii biroului electoral județean, reprezentanții partidelor politice din Biroul Electoral Județean, grupul tehnic de lucru din partea instituției prefectului și statisticienii care au participat la alegerile prezidențiale. Aproximativ 50 de persoane în total participă la procesul de renumărare. Prefectul județului Gorj a precizat că cei care numără verifică doar veridicitatea buletinelor de vot. Legea 370 privind alegerea președintelui precizează că în situația de renumărare biroul competent este biroul superior, deci nu biroul secției de vot, ci biroul electoral județean. Au fost depistate până acum, nu știu, ceva nereguli? Până în acest moment nu avem informații, pentru că nu e normal să avem asemenea informații. Cei care numără nu compară cu rezultatele de la lege prezidente, doar verifică veridicitatea buletinilor de vot pentru fiecare competitor, urmând ca, sigur, la final, când se vor centraliza toate datele de la toate secțiile, să putem compara eventual rezultatele de la turul întâi, de la numărarea din fiecare secție și rezultatul în urma renumărării. În județul Gorj sunt 334 de secții de votare, iar voturile exprimate în primul tur al alegerilor prezidențiale depășesc 140.000.